E deja scandal în echipa faimoșilor la Survivor All Stars, iar Cătălin Moroșanu e implicat și el în războiul declanșat de frumoasa Roxana Nemes. Conflictele de la Survivor All Stars România 2024 au început să apară încă din primele zile, mai ales în echipa faimoșilor, din care face parte și fostul luptător Cătălin Moroșanu, pe care frumoasa Roxana Nemes l-a caracterizat în numai câteva cuvinte. Blonda este una dintre cele mai spectaculoase apariții din showul care se filmează în Republica Dominicană, unde se pline că nu există spirite de ieși pe din partea coecipierilor ei. Roxana Nemes le reprosează celor faimoșii, că nu au ca obiectiv ajutorarea celor lalți, se ghidează doar după scopul de a se erija în liderii. Roxana Nemes le-a reproșat, fără să se ascundă, colegilor ei că încearcă să devină liderii unui grup pe care, de fapt, ar trebui să îl trateze ca pe o echipă. Jorge vrea să fie personaj. Nu știu cum a fost el în sezonul lui, dar îl văd cum vine și se bagă peste orice numai să fie el. Are idei excepționale. Zice, ea se antrenează astăzi, noi facem asta. Fiecare aici vrea să fie șef. Și TJ, și Jorge, și Moroșanu mai puțin, că el își știe locul. Zani nu mai zic Ellen până și asta mică Ștefania și-ar dori cumva. Ana și-ar dori, dar este în spatele lui Zani. Îl lasă pe el. Jador e pe treaba lui. Știe și el că nu are cum să fie șef. Și uite așa, fiecare cu strategia lui să fim șefi, a spus Roxana Nemeș.